La întâlnirea de miercuri a ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Adrian Ioan Veștea, cu reprezentanții administrațiilor locale și județene, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a adus în discuție problemele cu care se confruntă atât primăriile, cât și Consiliul Județean. După discuții, ministrul a verificat pe teren stadiul unor investiții derulate cu bani de la minister. Una dintre probleme vizează cetățile dacice din Munții Orăștiei, trecute în 2020 de la Ministerul Culturii în proprietatea Consiliului Județean Hunedoara, dar pentru care nici acum nu au fost transferate și posturile necesare administrării acestor monumente. A doua problemă se referă la reducerea posturilor neocupate în administrație. Susțin acest demers, dar atrag atenția că în sistemul sanitar sunt posturi neocupate care nu pot fi eliminate. Sunt posturi de medici, asistenți medicali, infirmieri și personal necesar desfășurării activității în condiții optime. De asemenea, am atras atenția că unitățile administrativ-teritoriale care au contractat proiecte cu finanțare nerambursabilă se confruntă cu dificultăți în asigurarea cofinanțării. Îi felicit pe primarii care au câștigat noi proiecte care vizează extinderea rețelelor de alimentare cu gaz metan, dar și pe cei trei care au semnat noi contracte de execuție pentru proiecte finanțate prin Compania Națională de Investiții, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. După discuții, ministrul a verificat pe teren stadiul unor investiții derulate cu bani de la minister. Astăzi m-am aflat în județul Hunedoara pentru a verifica personal stadiul lucrărilor de investiții finanțate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În orașul Călan punem temeliile unui viitor mai bun prin construirea unui bloc cu 40 de locuințe destinate tinerilor și a unei săli de sport cu tribună de 180 de locuri. Totodată ne implicăm și în crearea unor condiții europene pentru educația copiilor prin reabilitarea grădiniței din satul Băcia. Deosebit de valoros este proiectul Muzeului Dinozaurilor din Transilvania, care va sprijini educația și cercetarea în această zonă impresionantă. În plus, am verificat cu atenție stadiul lucrărilor de reabilitare a drumului comunal 48B din localitatea Romos, un proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, a menționat ministrul Adrian Ioan Veștea pe pagina sa de socializare.